câtă încredere mai au românii în președintele Klaus Iohannis? Cum arată clasamentul acum? Nu am, voi avea date ceva mai actualizate, sper, la finalul acestei luni. Încrederea în toate personalitățile politice s-a prăbușit în urma acestei crize și, sigur, topul este același, președintele e în continuare în top, dar în cifre absolute cu toții sunt mai jos. Deci nu s-a schimbat neapărat clasamentul, ordinea. Dar cifrele de deasupra fiecăruia sunt mai mici comparativ cu cele, să spunem, de acum 3 luni.